China nu este doar un termen al peisajelor uluitoare și al scenelor desprinse din filme. Țara este de mult cunoscută pentru dezvoltarea sa rapidă, ce a pus pe locul 2 chiar și inovațiile americane. China a devenit o țară a infrastructurii creative, dând naștere unora dintre cele mai uluitoare proiecte de pe planetă. În acest moment, 7 dintre cele 25 de megaproiecte mondiale se află pe teritoriul chinez, acest lucru spunând multe despre reputația Chinei ca țară prestigioasă în infrastructură. Astăzi vei descoperi câteva dintre cele mai masive megaproiecte Proiecte din China care îți vor schimba percepția asupra țării, denumite și Regatul de Mijloc. Nu îți va veni să crezi despre liniile de cale ferată supermoderne ce permit trenurilor de mare viteză să călătorească prin tunelurile subacvatice ale Chinei. Aeroportul Internațional Beijing Da beijing daxing se diferențiază de orice alt aeroport și este cu adevărat unul dintre cele mai uimitoare proiecte. Acesta este cel mai mare terminal de aeroport din lume și a fost proiectat de către arhitecta britanico-irachiană Zaha Hadid, de fiind surprinzător faptul că se află în topul mega-proiectelor chinezești. Aeroportul se remarcă prin designul său inovator și inconfundabil care i-a adus chiar porecla de steaua de mare. La puțin timp după inaugurarea sa în anul 2019, aeroportul găzduise deja aproape 16 milioane de pasageri, în ciuda perturbării călătoriilor internaționale pe tot parcursul anului următor în 2020. Pentru a-ți face o idee mai clară despre dimensiunile sale impresionante, trebuie să-ți imaginezi că aeroportul are un terminal de 700.000 de metri pătrați și se află pe aproape 50 de kilometri pătrați de teren în termeni mai simpli, acesta este echivalentul a 100 de terenuri de fotbal combinate. Aeroportul dispune de patru piste civile și o pistă militară, iar guvernul chinez a anunțat de curând că este posibil să ia în considerare extinderea sa atât în ceea ce privește dimensiunea sa grandioasă, cât și în privința numărului de piste. Costul aeroportului internațional Beijing Da sing s-a ridicat la aproximativ 17,50 miliarde de dolari. Podul Hong Kong, Zuhai Macau. Planul pentru construcția podului a fost propus pentru prima dată la începutul anilor 80. Acesta are o lungime totală de peste 50 de kilometri și este cunoscut drept cel mai lung pod care traversează o porțiune de apă din întreaga lume. Acesta se întinde pe apele Ling Lin din Yang din delta râului Pearl și are la bază trei porțiuni de poduri și un tunel submarin, ceea ce îl face unul dintre cele mai ambițioase sisteme de acest fel din lume. Podul facilitează călătorii mai ușoare între zonele sale Hong Kong, Zhuhai, Macau. De asemenea, construcția podului a fost marcată de câteva provocări de mediu și inginerie, căci delta râului Pearl este cunoscută pentru condițiile sale de sol moale și predispunerea la daifunuri și cutremure. Pentru a facilita o construcție propice, au fost create două insule artificiale care ajută la stabilitatea sa. Timpul de construcție a fost de 7 ani, iar deschiderea sa a avut loc în anul 2017. Costul estimat al proiectului a fost de aproximativ 15-20 de miliarde de dolari. Rețeaua feroviară Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong Deschisă oficial în anul 2018, legătura feroviară conectează cele trei zone din capitala Beijing. Construcția a început în anul 2011 și se întinde pe o lungime de 128 de kilometri. Ultimele faze ale construcției au avut loc în Hong Kong, unde China a construit o stație de câteva sute de metri pătrați pentru trenurile sale, a căror viteză poate atinge chiar și 250-300 de km pe oră. Astfel, timpul de călătorie de la Hong Kong până la Guangzhou a fost redus aproape cu jumătate același traseu fiind parcurs de trenurile interurbane ale Chinei în două ore. Trenurile trec prin șapte stații, a căror infrastructură depășește orice limita ingineriei. Proiectul a stârnit totuși controverse. Unele dintre acestea au reprezentat îngrijorările cu privire la faptul că prețurile de călătorie ar fi prea mari pentru navediști cu venituri mici. Astfel, problema profitabilității este pusă sub semnul întrebării că cifrele pasagerilor sunt mult mai scăzute decât cele proiectate inițial. În orice caz, proiectul a costat în jur de 11 miliarde de dolari și a intrat în rețeaua feroviară de 25.000 de de kilometri a Chinei. Proiectul transferului de apă sud-nord. Obiectivul principal al acestui megaproiect este acela de a asigura o aprovizionare adecvată cu apă pe tot parcursul anului în regiunile aride ale Chinei. Această inițiativă colosală a fost concepută pentru a preveni o potențială criză majoră a apei care ar fi putut afecta grav statul chinez. Planul a fost lansat pentru prima dată de Mao Zedong în anul 1952. Proiectul vizează devierea a miliarde de metri cub de apă anual din râul Yangtze către regiunile nordice prin intermediul a trei canale cu rute distincte, estică, centrală și vestică. Aceasta implică captarea și redirecționarea debitelor abundente din sud pentru transportarea acestora către zonele mai aride de din nord ce necesită nevoia de apă în scopuri industriale și de irigații. Cele trei canale au o lungime însumată de peste 3000 de km, fiind capabile să furnizeze aproximativ 45 de miliarde de metri cub de apă în fiecare an. În anul 2014, costul său estimat a înregistrat o sumă totală de 79 de miliarde de dolari, fiind recunoscut ca cel mai ambițios și mai scump proiect de inginerie din istoria omenirii. Rețeaua feroviară sub subacvadică China, Rusia, Canada, SUA. China are în prezent una dintre cele mai extinse și impresionante rețele feroviare de mare viteză, însă Beijingul are planuri mărețe pentru trenurile sale. Acum câțiva ani a ieșit la lumină faptul că statul chinez dorește să construiască o rețea feroviară de aproape 13.000 de kilometri care să parcurgă traseul din China continentală până în Siberia estică a Rusiei și care să treacă printr-un tunel subacvatic prin strântoarea Bering în Alaska. Ulterior, trenurile ar ajunge în Canada și apoi în Columbia Britanică din Statele Unite. Practic, tunelul ar lega China de SUA conectându-le prin trenuri cu viteze impresionante ce ar circula pe sub ocean. În anul 2014, inginerii din China au susținut că țara dispune de tehnologia și resursele necesare pentru a finaliza un astfel de proiect și sunt deja în discuții cu Rusia pentru începerea construcției liniei de cale ferată. Și dacă crezi că propunerea lor este exagerată, trebuie să știi că ea ar fi de fapt perfect fezabilă. China s-a declarat încrezătoare în tehnologia sa actuală pentru un astfel de megaproiect. Cu ajutorul acestei linii de cale ferată, ai putea să călătorești din China până în Statele Unite în doar două zile. Planul ar necesita da un tunel subacvatic de patru ori mai mare și mult mai modern decât tunelul mânecii, care să permită trenurilor sofisticate să-și parcurgă călătoria. Prețul estimat al unui astfel de proiect ar fi de 200 de miliarde de dolari, acesta fiind și presupusul motiv pentru care proiectul ar fi pus în așteptare. Tunelul Taihu în ciuda inexistenței unui plan detaliat pentru tunelul Kinasua, statul chinez are deja cel mai lung tunel subacvatic din lume. Tunelul Taihu cuprinde o autostradă cu șase benzi care trece pe sub lacul cu același nume situat la doar 50 de kilometri de orașul Shanghai. El legă acest oraș de zona Nanjing. Acesta are o lungime de 11 km, iar fără îndoială îl poți considera unul dintre cele mai importante megaproiecte din China. Construcția tunelului a început în anul 2018 și a costat în jur de 2 miliarde de dolari, adică aproape 10 miliarde de yuan chinezești. Managerii proiectului au declarat că tunelul a fost realizat totodată prin incorporarea unui proces de construcție verde și prin intermediul unor abordări inovatoare, tocmai pentru reducerea consistentă a impactului asupra mediului înconjurător trei ani și 2 milioane de metri cub de beton mai târziu tunelul a fost deschis publicului unde peste 25.000 de vehicule l-au străbădut în prima săptămână de la deschidere Turnul Shanghai cea mai înaltă clădire din China și a treia cea mai înaltă din lume, turnul Shanghai, este văzut ca un simbol al dezvoltării economice a statutului chinez. Având o înălțime de peste 630 de metri, acest turn are un aspect care te va uimi cu siguranță. Turnul dispune de 5 niveluri la subsol și 127 de etaje deasupra solului. Acesta are o formă spiralată, fațada sa răsucindu-se cu aproximativ un grad pe fiecare etaj pentru a compensa efectul vântului la altitudine mare. Acest lucru este foarte important pentru o clădire super înaltă predispusă taifunurilor frecvente. Turnul are două fațade din sticlă, atât în interior cât și în exterior. Pe deasupra utilizării sale ca spațiu pentru birouri, hoteluri de cinstele, magazine și zone de recreere care îl transformă într-unul dintre cele mai importante centre de afaceri și culturale din China, Zona dispune și de vârful observatorului Shanghai, care reprezintă cea mai înaltă puncte de observare comună din lume. Mai mult, lifturile super rapide, care ating viteze de 70 de km/h, pe permit pasagerilor să ajungă în vârful clădirii în doar câteva secunde. Designul permite totodată reducerea amprentei de carbon a clădirii și stabilește un nou standard pentru arhitectura durabilă atât pentru china, cât și pentru întreaga lume. Un cost total al investițiilor pentru acest proiect a fost de aproape 3 miliarde de dolari. Având întotdeauna o înclinație spre aceste tipuri de proiecte, încă de la marele zid chinezesc, China a devenit cu mulți ani în urmă o țară a tuturor posibilităților, iar megaproiectele prezentate astăzi dovedesc în mod clar acest lucru. Printre dorințele viitoare ale Chinei se numără și construirea celei mai înalte clădiri din lume care să detroneze Burj Khalifa, dar și reconstruirea modernă a unui nou drum al mătăsii care va lega Europa de Asia. Crezi că aceste proiecte vor prinde viață?